Ce faci, soldat? Porți ranița în față, a? Ați ajuns de râsul Europei, mă. Și eu pe lângă voi. Zice lumea că suntem club de sumo, nu unitate NATO. Sergent, ce exemplu dai tu? Ce e asta? Burtă, șeful. De neam prost. De neam prost, sergent. Uite cât de mare este. Da, șeful, dar e calculată. Ca să contrabalanseze greutatea raniței de spate cu tot cu materialele de antrenament. Băi, aveți 2 săptămâni să slăbiți. Ca să arătați și voi a soldați NATO, nu... 2 săptămâni. Dacă nu slăbiți, vă trimit la porj, mă. Să aveți grijă de confrații voștri. Și eu, șeful, că eu nu sunt gras. Și tu, pupăză, că sunteți o echipă, nu? Toți pentru unul și unul pentru porci. 2 săptămâni. Atât. Nu se poate, domn sergent, să slăbim în numai 2 săptămâni. Păi știți că ne-am trebuit antățile să le îngrășăm așa. Da, mă, așa e, și am investit atât în ele, sărăcuțele. Auziți, domn sergent, dar n-am putea noi să facem o lipotranspirație, da? Aspirație, fraiere. Bă, e așa, lipoaspitranspirație de asta, cum zicea. Da, ai dreptate, putem să... Dar ce e? Te duci la doctor și stopește grăsimea. Cum adică stopește? Ne pune pe grătar? Bogoașul, ne ustură ochii. Nu mă, îți bagă un aparat în burtă, acesta se încinge, se încinge și când ți-a transformat toată grăsimea în untură, o scoate. Auzi, păi, fată, dar o metodă mai omenească așa de slăbit nu ți există? Ba da, sauna. Oh, corect! Și ieși de fițe? Că toți șmecherii merge la saună. Am citit eu în ziar. De unde saună, bă, trașcă? Ce crezi că... Păi ce Hilton, Marriott sau Aluniș? Mă rog, hotelurile astea de lux cu care mai mă cunosc eu. Bă, șoții, dar hai să-l punem pe Gogoașe să ne facă una, nu? Nu este el mini-tehnicus? Șeful, dar se găsesc de cumpărat. Am văzut eu la teleshopping. Să mor tu! Pe bune! Și e vreo 5 milioane una, că e super ofertă. Marfă, ia chiar, uite, facem o chetă la mine în bască și ne luăm și noi una, bă, dacă nu vrem în 2 săptămâni. Da, da. Hai, bă, Marga aceea, tu primul. Eu? Păi eu nu dau, că eu nu sunt gras. Dacă te frec pe sectoare, te îngrași pe sistem nervos, mă, auzi? Marga aceea. Am doar 200. 200? 200. Păi... Cum 200, mă, că tu o să fii mai gras ca mine? Vrei să te grași ca mine? Ha, șeful mai mult. Așa, mă, marcă și tu. Da, sergent. Două, hai mai marcă una, ce vrei să te grași ca asta? Ha, nu, ca asta, vai dacă... Așa, marcă, trașcă. Dacă-mi permiteți, trebuie să iau restul. Lasă, mai lua restul, lasă, ești tu vești taburtai. Ești mai gras ca mine. Vrei să atâl mai mult ca ăștia, doi? Hai, fă-i, marcă și tu. Ia. Păstrează restul. Văzut, Tereza, mă? Doamna, tot doamnă. Ia să fac eu calcul acum, cât avem. 1.600.000. Și cu ce mai pun eu încă? 4? Milioane! Nu, 4.000. Deci avem... tot 1.600.000. Și restul până la 5 milioane, de unde, șef? E, de unde... De la Gogoașe, că tot e leșinat. Da, să trăiți. Am înțeles. E un colet strict secret de la Pentagon. Am înțeles. Pază 24 din 24, domnule ministru. Nu se atinge nici praful de-l. Cum? Dar, totuși, ce este în el, șeful? Am înțeles. Noi doar îl depozităm și atât. Am înțeles. Să trăiți. Hai, gata, nu mai plânge. Bagă trompa la mine în bază, după la mai ținem un porcăria asta când începe teleshopping-ul. M-a săturat. Imediat, șeful, după serial. Întrerupem programele noastre obișnuite pentru o știre senzațională. FBI-ul a descoperit o bază de cercetări strict secretă a Pentagonului în care se încearcă crearea unor soldați de tip clonă.
Presupusul dispozitiv de clonare a dispărut. Se pare că oficialitățile au dorit să-l ascundă de ochii presei și l-au scos din țară. Destinația acestuia a rămas încă necunoscută. Bă, ești nebun, pă dacă ăștia clonează soldații, înseamnă că ne lasă fără pâine, băi. Am încurcat-o, șeful, precis, clonele alea o să fie pline de mușchi și fără burtă. Eu zic, trebuie să slăbim mai repede ca minte neamar. Cum neamar, șeful, cum? Cu aparatul a venit cu aspi transpirație, băgoașe! Șefu, cum te seama? Repede! Astăzi, numărul de telefon! Șase, șefu, valmiați! Felore Pausman, ce faceți, mă, aici? Ne pregătim de saună, șefu, că ne-am luat saună ca să slăbim. V-ați luat saună, a? Da, să trăiți, din banii noștri. O montează băgoașa acum. Ce mai e, mă? Mă amarzi cu cărbunii, doamn sergent! Bine-ți face, mă, dacă ești prost! Ia zi, mai mult? Aproape, gata! Șeful, cu această ocazie vă invităm și pe dumneavoastră la saună, că ia uite cât a magazia de rahat așa. Și dumneavoastră v-ați mai împlinit așa puțin și ar fi cazul să... Nu? Mai târziu, sergent, poate. Acum trebuie să vă comunic ceva foarte important. A ajuns astăzi în unitatea noastră un dispozitiv de la Pentagon. Măi, nu știu ce face, cu ce se ocupă dispozitivul ăsta, că e strict secret. Băi, vreau să-l păziți ca pe ochii din cap. Ia, pază 24 de 24. Cine se oferă? Bravo, Chiorete! Hai! Hai, hai, hai! Dar nu vreau să... Lasă comentariile! Ia hainele și hai! Dar vreau și eu să slăbesc, nu e corect, dar ce eu sunt? Vreau și eu la saună! Lasă comentariile, hai! Păi trebuie să rămân porc unitate! Lasă că stă noi mai lejer așa. Am terminat! Marfă dispozitivul ăsta! Saună! Deja am slăbit 3 kg! Ai văzut, mă, Gogoașe, ce facem noi pentru tine? Ia uite! Da, cu ce bani l-ați cumpărat? Am făcut chetă! Chetă? Da! Ah, păi atunci să vă dau și o bani, mă! Păi... Că vreau și eu la saună! Da! Băi, banii! Banii mei! Am uiți la saună, mai cine are bani face saună, cine nu, mai șa de până dormitor. Ce bine! Da, șef, eu simt cum curchilele de pe mine. Bine, șef. Auziți? N-ar merge să punem pe cărbunii ăștia și niște mici, să nu sfârâie degeaba. Băi, haideți, bă, să mă schimbați și pe mine de la asta, că vreau și eu saună. Ce, bă? Vreau și eu saună, domn sergent. Nu vă auzim, domn caporal, de abur. Trimiteți, bă, trașcă, pe cineva să mă schimbe. Vino încoace, că nu te auzim. Păi nu pot să părăsesc postul. Ce spuneți, că nu vă auzim? Băi, nu mai faceți glume, că vreau să merg și eu la saună, că nu vreau să rămân crasul unității. Mă trimite șeful la porci. Dar mai ieșiți, mă, odată de acolo. Vreau și eu. De ce am dat banul? N-auziți, mă? Da, intră, dragă, cine te oprește? Pe simțirea voastră, dacă vă imaginați că o să stau goală lângă voi, vă irosiți erecția degeaba. Hai, ieșiți odată! Bă, da, disperat ești, măi! Prăluță! Ce crezi, dragă, că n-am mai văzut femei dezbrăcate? Oh. Și femei, nu tentative! Porcilor! Au. A, lasă, că ne-am mai slăbit un pic, ofticoasă! Șeful, dar la mine nu se vede. Păi nu se vede de burtă, bogogoașe. De ce nu mergem în sauna? Fiindcă s-a terminat răcărbuni. Ghinion! 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 No, că trebuie să găsesc o soluție, că așa nu mai merge. Păi americanii pot să lase... coletul ăsta și 2 ani de zile, să-l păzesc ca prostul pe aici. Și în timpul ăsta, colegii mei transpiră frumos în slaună, slăbesc și eu rămân umflat unității. Eu și cu porcii. Stai puțin, gără, gără. Eu mai bine apăra cu Pentagonul tău cu tot
Da, așa că nu sunt prost să te păzesc ca prostul, nu? Na, na, na. Te rog eu frumos, îți promit că nu mai dau în tine. Mă port frumos cu tine, îți iau prăjitul. Mă, cum dracu opresc eu sauna asta, Maria? Sauna? Păi dacă asta e sauna, păi Gogoașa, atunci ce-a montat? Ori fi încurcat ăștia pachetele? Păi dacă asta e sauna, păi mă bag în ea, m-am scos! Păi bandera se este în ea! Aoleu, ce frumos e! Ia uite, păi! Ia, ia! Câte butoane! Dar e pe care, uite, apăs pe ăsta, ia! Ia, ia! Cine ești? Sunt tu. Ești eu? Dacă vrei, îți dau șod, ca să meargă mai repede, hai. Ești din carne. Păi din ce ai vrea să fiu? Din soia? Suntem identici? E, nu chiar. Prima clonă este un pic mai sensibil, așa. Clona! Hai, nu te mai uita ca originalul la poarta nouă. Zi, unde-s gagicile? Nu mă interesează. Mâine dimineață eu intru prima în saună, da? E rândul meu! Ce vorbești, mă, e rândul tău? Pe cine trebuie să slăbească făi? Noi sau tu? Eu trebuie să mă mențin, da? Plus de asta că am plătit. Ia dați-mă la asta, Panina, păi când bat picioare. Păi mă, ce mă freac pe mine la cap atâta? Domn sergent, dar de unde? De unde? De la... De la... Și când vine după amiază ăla cu lipotranspirația, cred că aduce și aparatul ăla de băgat în vârstă. Păi să topească greșimea. Bă, ce dracu, am luat ăsta toți banii, mă? Căutați-l la spate, șef. Nu ți-e rușine, mă? Adică am ajuns să dita mai sergentul să-i umblu fântinii carului, mă? Caută tu! Dacă te prind că pleci din post, te clonez. Nu e o idee prea bună. Întotdeauna clona din clonă iese mai proastă, că se înjumătățesc neuronii. Mă rog, atunci te dezintegrezi, na. O, bă, că nu plec, dar adun tu gagici. Bă, tu unde gagici în unitatea militară? Lasă-mă că găsești tu. Dacă nu, vezi că plec la agățat. Bine, mă, bine, lasă că ți-aduc. Stai aici, hai că mă duc să fac și eu repede o saună și mă întorc. Să nu părăsești postul că mi-au luat ăștia gâtul. Ah, mă scuzați, am greșit ușa. Wow, ce păpușe! Sper să nu iasă prea idiotă clona asta. Auzi, meștele, ține și mie puțin locul la aparat acolo, că am și o gagică pe interval afară. Hai, te rog eu frumos, să nu intre nimeni aici la aparat, te rog eu frumos. Ah, cine intră aici e mort! Ah! E dur băiatul. Ce n-ai, mă? Hai, bă, e culme, cool, parcă mi-ar ști cărțile, mă, nu mai... Mă, copii, mâine dimineață, cine să scoală primul, ala ocupă sauna. Păi, mă, e la 7, sunt în picioare, șeful. Da? Și eu la 6. Păi, dai-și dracu din gură, Gogoașe, că tu ești mai muleșinat. Auzi, șeful, nu vrei să mă scol eu mai bine la 2? Ce?
Ce ora două, mă, pupăză? Mă, mai bine nu mai te culci deloc, auzi? Corecte, ce faci, mă, te-ai dirit? Ai plecat în post? Nu, domn Serge, mi-am găsit un locuitor. Ce vă, ofticați sau care-i treaba? Păi ce, vroia să ajungeți manechine fără mine? Mâine, la prima oră, sunt și eu în saună. Pam, pam! Să mor tu! Hai, mă, să vedem care se scoală mai devreme. Bă, dar tu nu te mai schimbi? Adică eu put, bă, boșorocule, sau care-i treaba? Chiorete! Bă, tu mă faci, bă! Tu nu ești și chiorete, dragul, tu mor! Lasă-mă, că ți-arăt eu ție! Ce? Mă ameninți? Oh, stai că te omor acolo! Să nu te mișdești că tu omor, mă! Cum adică o să mă omori? O să-mi placă? Sunt de luminițe și te de butoane. Ce mă joc și eu. Bă, sauna! Ceapă! Acum să vă văd eu cum a intrat în saună. Ați rămas pe din afară. Să pornesc eu și instalația, că până se încălzește... Luați-l după mine, că mă omoară! Ajută-l-o! Ce frumos este! Ce luminițe frumoasă! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Uite cum face! Afierne! Vai, ce frumos e asta! Ah!
Disperată ești. Ce crezi, dragă, că n-am mai auzit văd? Op. Ce crezi, a? Ce crezi tu? Te întreb eu. Zi-mi de așa, în general, ce crezi? Auzi, șeful? Nu vrei să mă scul eu mâine la două? Dar mai bine te mai scol deloc, bă, pupăză. Nu te mai culci. Ce, nu e bine sau? Și mor și el la el.